Bună ziua din nou, suntem pe data de 29 iunie 2022 și în filmul anterior v-am prezentat un roi artificial și acum vă voi prezenta un roi natural prins din pom. Am avut doi roi naturali prinși din pom. Diferența este că ce trebuie să știm despre roi aceștia naturali. În funcție de mărimea familiei de unde a roi, poate să fie mai mari sau mai mici. Sunt unele persoane care, sau unii apicultori, au prins un roi din copac, sau ești începător și te apuci și prinzi un roi din copac și îl bagi într-o ladă, se întâmplă ca în 2-3 zile, în 4 zile, să se reorienteze, să-și aleagă altă destinație și acel roi să părăsească stupul. Pleacă în locația care a găsit-o inițial. Un apicultor care are mai multă experiență sau vechime, va prinde roiul natural, îl bagă în ladă și o să vină și cu o ramă cu puiet în toate stadiile ca să țină roiul natural în stup. Astfel roiul nu mai pleacă din stup. Îngrijirea și la acest roi natural este la fel. Trebuie hrană, dar nu în prima parte. Când ai prins roiul, nu este nevoie urgent de hrană. Undeva la o săptămână, două ar trebui să vii cu hrană ca să stimulezi roiul să se dezvolte. Ce înseamnă să se dezvolte? Păi să intri măcar pe 4-5 rame în iarnă. Chiar dacă vedeți aici multe rame, 2, 3, 4, 5, așa, 8, 9 rame sunt. Chiar îs curios pe câte rame are puiet, fiind o matcă de anul trecut sau de acum 2 ani, cel mai probabil. E sigur, sigur nu este matcă de anul acesta. Bun, ce mai e de știu despre roi natural? Să vedem cantitatea de hrană care o are, fiindcă ca și la roi artificial, hrana este motorul unei colonii de albic. Dacă are hrană, totul decurge normal, lucrează, depune puiet, totul este în regulă. Iar cantitatea de propolis asigură într-o oarecare măsură sănătatea albinelor. Prima ramă ce mă surprinde pe mine, nu știu ce am făcut eu aici, toată că n-am mai umblat foarte de mult timp, mă surprinde această cantitate de puiet, această ramă. Va trebui să mergem mai departe, să văd ce s-a întâmplat. Mie nu-mi place când hrană nu este, deci o să vedeți că nu are hrană. E o greșeală a mea. Foarte, adică nu are hrană deloc. N-am mai umblat de mult din anumite motive. Acum, dacă am umblat, o să-i aduc o ramă cu mâncare imediat. Când am adus, vedeți, acesta e roi natural și a rămas fără mâncare. Și totuși matca depune ouă, dar nu are nici 100 de grame de celule de hrană, deci nu are miere. Nu că eu n-aș avea miere, am miere destule, dar n-am mai umblat la această colonie.
acolo paramilele nu are mâncare și la ce greutate are rama aceasta, nici aceasta n-ar. Hai că totuși nu suferă de foame, că are ceva, dar este foarte, foarte puțin pentru o colonie. Deci, lipsa hranei. Dar ne uităm pe tot cuibul. Și am să mă duc să-i aduc o ramă cu hrană. De la o colonie care n-a roit. De la o colonie care are forță. Această matcă s-ar putea să o schimb. Sunt niște aspecte care nu-mi plac. Dar fiind lipsa de hrană, e posibil să fie o problemă. Deci iată un roi natural care îl consider că își aduce mâncare, e puternic, nu are forța să își întrețină cantitatea de cuier care o are. Toate că depune foarte bine. Iată. Această miere, să știți că este doar de, cum să zic eu, e, colonia respectivă este în stres acum. Nu 100%, dar are un anumit stres datorită lipsei de hrană. Să mergem să ne uităm. Aici deja avem o ramă ușurică. Aici avem o matcă, e marcată cu alb, ea depune foarte bine, e în regulă. E în regulă, e o matcă frumoasă. Iată-o aici, marcată cu opalit. A s-a dus și în copac, am și luat-o din copac, acum am adus-o iară. Și iată, bine că am decis să mă uit la această colonie, că suferă de foame. Nu 100%, dar suferă, deci nu e chiar cum ar trebui să fie mâncarea. A, dar iată că aici are mâncare suficient. Bun. Nu trebuie să lipsească mâncarea. Mă temusem la ce rame am văzut acolo că n-are mâncare, dar e în regulă. Nu știu de ce au atașat aiurea, împreșteat acolo. O să o las până sâmbătă, când o să-i fac echilibrarea la hrană. Bun. Deci e singura ramă. Vreo 4 kg de hrană să aibă pe total. Deci undeva la 4 kg de miere. Și acum eu, dacă vin cu o ramă plină cu miere, o să vă arăt. Schimb rama aceasta, că e plină cu miere, ea va fi ramă de margine. Aceasta e mai goală, intră a doua. Așa, și acum să-i aduc o ramă cu mâncare. Să-i aducem o ramă cu mâncare, dar cum o aducem? Aici sunt câteva celule de puiet. O să această ramă mai goală o duc în colonia de unde o să iau miere.
Haideți că merg cu filmarea încolo, la stupul care iau miere, după ne întoarce. Dar să vă arăt de unde voi lua mierea. Haideți să mergem. Așa. La stupul acesta cu catul pe el o să luăm o ramă cu mâncare. Încă el are destul. Are și catul pe el. Iată, siropul e luat așa la jumătate, de aceea dau la, numai mâine o să primească. Această colonie nu umblu, nu o deranjez, doar îi iau mierea. O să vedeți acum, o să zic că nu, acum ne iei mierea, da? I-am lăsat-o pentru situații de gen, cum s-a întâmplat acolo. În schimb, el are foarte multă miere. O să fac și sâmbătă filmă. Să scutur albinuță gramă foarte grea. Deci avem miere. Au supărat, dar nu am zis. Și dau această ramă uscată. Bine, ea are rezerve suficiente de miere. Doar atâta i-am făcut, i-am luat mierea. Îi punem siropul înapoi. Idem, nu-l deranjăm. Nu mai avem motive să le deranjăm prea tare. Dar mai e câte o colonie care necesită intervenție. Bun. Să mergem această miere, da? Roi. Mergem înapoi. Mergem înapoi acum. La cine are nevoie? Ce bucuros o să fim acum. O să fim bucuroși că am primit mâncare. Așa, iată, ramă cu miere, da? Deci așa se... Cu această ramă, deja această colonie va prinde putere. Altă forță. Iată așa se îngrijește un roi. Ce credeți că se va supăra cineva de că primește această mâncare? Nu. Foarte repede va conștientiza albina că a primit hrană. S-au trezit dintr-o dată cu cămara plină. Acum trecem înapoi. Iată aceste benzi de oxalic se distrug până la urmă. Mai au ceva oxalic, mai sunt vreo două săptămâni până vor mai primi încă o doză. Și acestea se vor distruge.
asta nu l-am pus bine. Acolo va primi sticla cu sirop, dar cel mai important lucru este rama cu miere. S-a primit siropul cu uleiuri esențial. Bun. Mergem la nuclee. Și am să vă explic ce înseamnă pentru mine nuclee, roiuri, familie. Fiindcă unii nu înțeleg, adică cum îi gestionez eu. Cu nuclee poate să fie mai de multe feluri, dar vă explic în filmul următor. Până la filmul următor, numai bine!